După o viață întreagă închinată copiilor, un suflet strigă după ajutor. Acesta este mesajul cadrelor didactice de la grădinița cu program prelungit Mugurașii din Râmnicu Sărat, în încercarea de a-și ajuta o colegă care trece printr-o grea încercare. Educatoarea Nadia Căldăraru se luptă cu drzenie de luni de zile cu o boală nemiloasă și are nevoie de sprijinul tuturor semenilor. Pentru a câștiga această luptă, râmniceanca trebuie să urmeze un tratament de lungă durată și foarte costisitor. Colegele sale fac un apel umanitar și solicită tuturor celor care o pot ajuta prin donații, indiferent de sumă, să o sprijine. Doar așa, transmit ele, pot oferi o șansă la viață unui om care a modelat suflete, a format caractere și a oferit iubire necondiționată multor copii din Râmnicu Sărat. Vă spun, bine ați venit, mi-ar fi plăcut să veniți în unitatea noastră, ca de fiecare dată să vă primim cu zâmbetul pe buze. Să ne luați imagini din activitățile desfășurate cu copiii preșcolari. Dar iată, astăzi veniți în unitatea noastră pentru a ne da o speranță. Speranță să luptăm împreună pentru o viață. Este vorba de colega noastră, Nadia Căldăraru, o colegă devotată meseriei de dascăl, o colegă care și-a pus în slujba comunității profesia, tactul pedagogic, și-a educat sute de copii și le-a oferit dragostea necondiționată. Iată că astăzi o boală, mi-e foarte greu să vorbesc, o boală necruțătoare, i-a șters zâmbetul cu care eram obișnuit să o întâmpinăm în fiecare zi. Vrem să-i readucem zâmbetul pe buze și speranța de viață. Doar împreună putem ajuta un om și să-i dăm o speranță. E foarte greu când visezi noaptea un înger care te trimite să-ți faci analiză și atunci descoperi că ai o boală. Nadia Căldăraru a fost alături de copiii pe care îi îndrumă la clasă până la sfârșitul anului școlar. Cu speranța în Dumnezeu și în oamenii cu inima bună, cu lacrimi în ochi, colegele sale fac apel la râmniceni să fie uniți ca de fiecare dată pentru a reda speranța unui om pe care acasă îl așteaptă familia. A fost în mijlocul nostru până la sfârșitul anului școlar. Iată, după o intervenție chirurgicală, au apărut unele complicații. Nu pot să cred că noi, comunitatea, nu putem face ceva, să-i redăm speranța acestui om. Sincer, suntem într-adevăr o comunitate mică, dar puternică și unită. Deci trebuie să facem lucrul acesta. Sincer, mi-e greu, mi-e foarte greu să vorbesc, credeți-mă, dar facem tot posibilul să o avem între noi. E tânăr, are viață în față, are un copil, are o familie, un om extraordinar. Haideți, ajutați-ne! Vă rugăm din suflet. Deci trebuie să facem ceva. Cei care vor să doneze pentru a o ajuta pe Nadia Căldăraru au la dispoziție urnele amenajate în instituțiile publice locale din Râmnicu Sărat, dar și conturile afișate pe ecran.